Primăria Timișoara pregătește o investiție uriașă. Este vorba despre demolarea și construirea unui alt pasaj care să lege zona polonă de localitățile limitrofe. Curând avem constructor pentru pasajul Slavici-Polonă. Trei oferte au fost depuse pentru realizarea investiției uriașe, care odată începută va dura 18 luni și va lega zona polonă de cea industrială și de localitățile limitrofe prin infrastructură modernă și sigură. Demolăm actualul pasaj pentru a face loc unui an nou format din trei poduri cu spații verzi și rețea de utilități complet nouă. Proiectul este gândit pentru a permite montarea liniilor de tramvai. Investim peste 70 de milioane de lei pentru ca niciun cartier să nu mai rămână pe din afară. Transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.